În timp ce unele persoane se pot afla în reale situații de urgență, altele abuzează de numărul 112, la care apelează fie pentru a nu spune nimic și a ține linia ocupată, fie pentru a jigni operatorii acestui serviciu. Alții apelează din greșeală prin manipularea necorespunzătoare a telefonului, din încercarea de a suna la un număr asemănător sau din neconfigurarea corectă a tastelor rapide. Totodată, sunt și multe situații de apelare neintenționată, involuntară din buzunar. În cele mai multe astfel de cazuri, persoana nu realizează că a sunat la 112. Aceste apeluri sunt efectuate de pe telefoane, ceasuri smart sau diferite gadgeturi. Operatorii serviciului de telecomunicații speciale recomandă utilizarea atentă acestor dispozitive și, în cazul în care o persoană este reapelată de serviciul de urgență 112, să răspundă și să informeze că apelul a fost făcut din greșeală. Apelanții abuzivi care au sunat la 112 pentru a face glume și a adresa înjurături au irosit peste 50.000 de minute, respectiv 880 de ore, din timpul ce se putea a alocat celor care au avut cu adevărat nevoie de ajutorul serviciului de urgență în situații critice. De exemplu, o persoană din Iași a apelat în mod abuziv numărul 112 de peste 15.000 de ori în ultimele 8 luni, ceea ce înseamnă o medie zilnică de 62 de apeluri. Apelantul a utilizat o cartelă pripei și de cele mai multe ori a avut un comportament neadecvat față de operatori. Apelarea abuzivă a serviciului de urgență 112 se pedepsește cu o amendă de până la 2.000 de lei, iar dacă echipajele de intervenție se deplasează în și constată că a fost o alertare falsă, amenda poate ajunge la 4.000 de lei. O nouă contravenție în interval de un an se sancționează cu amendă de la 4.000 la 8.000 de lei.